Cei 17 angajați care își desfășoară activitatea în punctele de încasare a taxelor pentru autovehiculele de mare tonaj care trec prin Giurgiu nu mai au liniște de când au aflat că vor fi dați afară de la locul de muncă. Spaima că vor rămâne pe drumuri chiar înainte de sărbători i-a îndemnat pe oameni să ceară explicații atât de la șeful serviciului cât și de la reprezentanții primăriei. După o ședință ce a avut loc la sediul serviciului, oamenii au decis să meargă cu toții la primărie să ceară explicații chiar de la edilul orașului. Am căzut de comun acord după ce am avut o ședință la sediul ADPP-ului cu domnul director Ruse și cu acordul dânsului cerut în prealabil, ne-am hotărât să venim și la primărie să stăm de vorbă cu domnul primar Nicolae Barbu. Să ne spună și nouă de ce vrea să desfințeze serviciul trafic marfă din cadrul ADPP-ului. Ați primit o hârtie la mână, ceva? Nu am primit nicio hârtie, dar ele există undeva. Putem să le primim în orice moment. Ne-a anunțat că o să le primim și este o situație dificilă pentru toți, pentru că vine iarna, colegi de-ai mei sunt bolnavi. Motivele desfințării acestui serviciu sunt de-a dreptul halucinante. Oamenii nu mai aduc destui bani la Consiliul Local. Timpul invocat de conducere, în speță de primărie, că nu mai aducem bani suficient la bugetul local, că nu încasăm suficient de mulți bani, dar în schimb, din luna mai ridicăm problemele astea, nu avem dreptul să oprim toate mașinile care intră în oraș. De ce? Pentru că unele sunt cu dedicație, nu vreau să spun mai mult, se poate înțelege, și se și știe, și de către conducere, și barăcile care sunt în oraș sunt amplasate necorespunzător. Acele dedicații de care oamenii vorbesc fac referire chiar la firmele unor oameni politici din oraș. Oamenii spun că în momentul în care ies în întâmpinarea șoferilor acestor firme, sunt amenințați că își vor pierde locul de muncă și nici nu primesc niciun ban pe taxa respectivă. Deși angajații așteptau un răspuns de la edilul orașului, aceștia l-au primit însă din partea viceprimarului Liviu Popazu. Conducerea ADP-ului a ajuns la concluzia că nu mai poate să țină acest serviciu și a început demersurile în vederea renunțării la acest serviciu. Primăria nu desfințează acest serviciu și vom găsi o posibilitate, dimineața am avut prima discuție cu directorul dumneavoastră, vom găsi o posibilitate să-l preluăm noi, da? Primăria. Așa că locurile dumneavoastră de muncă nu sunt puse sub semnul întrebării decât din punctul de vedere al angajatorului. Unde veți lucra? La ADP sau la Consiliul Local? După ce au plecat de la primărie, angajații au mers să discute cu directorul ADPP Sorin Ruse despre situația lor. O discuție scurtă la care presa nu a avut acces. Una dintre persoanele care a dorit să își protejeze identitatea ne-a spus că le-a fost prezentat un document în care se solicită un împrumut către primărie în valoare de 1,5 miliarde de lei vechi pentru plata salariilor. Răspunsul reprezentanților primăriei a fost că nu sunt bani pentru acest lucru, iar singura soluție este desfințarea serviciului. Mai mult de atât, ni s-a spus că angajatul care a avut curajul să spună în fața camerei problemele cu care se confruntă tot personalul serviciului a fost amenințat că va fi dat afară. Situația acestor oameni este una incertă și este ca o minge de ping-pong ce este aruncată între societatea ADPP și primărie. TV Giurgiu va reveni în jurnalele următoare cu mai multe informații despre acest subiect.